cei de acasă, cei care ne privesc, vor să știe dacă PMP continuă proiectul privind unirea României cu Republica Moldova. Întreb din nou pentru că nu am văzut acest aspect menționat clar în moțiunea, da, cu care Cristian Diaconescu a candidat la șefia partidului. Sunt referire acolo în moțiune, dar nu înțeleg întrebarea. Noi, prin statutul, dar este o chestiune asumată de președintele Cristian Diaconescu, noi în statutul partidului avem, suntem singurul partid care își asumă prin statut reîntregirea țării, adică ca obiectiv de țară, reunirea sau unirea Republicii Moldova cu România, asta nu mai are niciun alt partid și știți că suntem cei care am militat în mod continuu, atât în Parlamentul României, cât și în Parlamentul European, prin cei doi eurodeputați Traian Băsescu și Eugen Tomac, cât și la nivelul declarațiilor de unire, care au fost făcute în administrații locale din țară, unde noi avem reprezentanți locali. Deci pentru noi este în continuare un obiectiv de țară, unirea Republicii Moldova cu România. Mai mult decât atât, o să vă spun că la Autoritatea pentru Cetățenie, atunci când am sprijinit și noi guvernul Orban, am avut o nominalizare pentru președinte la Autoritatea pentru Cetățenie, doamna Gabriela Lenghel, care a reușit să soluționeze peste 100.000 de cereri de cetățenie. La un moment dat a fost un blocaj foarte puternic acolo și cu precădere vorbim despre cereri care vin din Republica Moldova. Pentru PMP rămâne în continuare un obiectiv foarte important și nu doar că milităm așa la nivel de vorbe, cum fac foarte mulți, ci la nivel faptic. Mai mult decât atât, vom fi și anul acesta pe 27 martie, sper să nu existe probleme din cauza pandemiei, dar vom fi pe 27 martie la Chișinău. La congresul nostru de duminică a participat Octavian Țâcu, este președintele Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, partidul frate, dacă vreți, al PMP din Republica Moldova și cred că nu este pentru nimeni o noutate. Puterea cu care s-au luptat și Traian Băsescu și Eugen Tomac în toți acești ani pentru cauzele Republicii Moldova și niciodată fals sau electoral, pentru că Eugen Tomac este cel care a militat constant pentru unirea Republicii Moldova cu România la nivel concret, dar vorbim aici despre fapte atât în Parlamentul României cât și în Parlamentul European și mai mult decât atât, aș spune că în fiecare dintre filialele noastre acest obiectiv se regăsește pentru colegii noștri sunt foarte dedicați. Vorbeam mai devreme de declarațiile acelea de unire, de declarații de înfrățire, de tot felul de ajutoare, de rămâne pentru noi o prioritate. Cristian Diaconescu a anunțat clar că se va schimba ceva în relația PMP-Republica Moldova în perioada următoare, nu știu, întâlniri poate mai des sau poate... Vom merge pentru început pe 27 martie și este desigur deschiderea unui drum dacă vreți, dar suntem în continuare și rămânem la fel de angajați pentru acest obiectiv al unirii Republicii Moldova cu România.